Bună dimineața încă o dată! A treia strigare! Vă rugăm frumos să veniți în față la prezentări! Începem cu prezentările, iar începând cu ora 10, evident, întâlnirile business to business. Haideți în față, curaj, vă așteptăm ca să putem începe conform programului. Vă mulțumesc! Cred că putem începe. Bună dimineața, patra oară și bine ați venit la Automotive Expo. So I believe we can start. Good morning for the fourth time, the first time in English, and welcome to this edition of Automotive Expo. Mă bucur să văd că după această criză sanitară, financiară, economică, o criză a prețurilor, o criză a materiilor prime, care s-ar părea că se prelungește. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați confirmat prezența și sunteți prezenți astăzi. Acest lucru ne dă încredere că suntem pe drumul cel bun în organizarea unor astfel de evenimente. Vă mulțumim pentru încredere. Și vă rugăm să veniți cu recomandări, cu propuneri de îmbunătățire, tot ce considerați dumneavoastră că am putea face ca pe viitor să îmbunătățim astfel de evenimente. Astăzi, în ceea ce... I'm happy to see that after this medical crisis, which was also economic and financial, and the crisis of the raw matter, which seems to continue now, you have come in such a significant number here, and we are looking forward to listen to your opinions and to your recommendations. Please do come forward with anything that you want to recommend for us to do better in the future. Ceea ce privește programul de astăzi, îi avem alături de noi pe domnul Adrian Sandu de la Asociația Constructorilor de Automobile. In terms of today's schedule, we have with us Mr. Adrian Sandu, Executive Secretary of the Romanian Automobile Constructors Association.
pe doamna Virginia Burloiu de la Exceza. Mrs. Virginia Burloiu from Exceza. Și pe domnul Jean-François de la SR2C. And Mr. Jean-François from SR2C. Aș propune să începem cu prima prezentare. Rog pe domnul Adrian Sandu să ne spună câteva cuvinte. And I would suggest we start with the first presentation. I will now give the floor to Mr. Adrian Sandu. Bună dimineața tuturor. And welcome to Automotive Expo. I will continue in English if you want. We can save some time to go to the meetings directly. I have my slides in Romanian, so it's easier to understand Romanian, and then I will translate directly into English. I'm representing today the Association of Automotive Manufacturers of Romania, ACROM. I will explain a little bit after what it means, ACROM. And I will start with a short overview of 2021. Because now we are in 2022, and everything that happened in 2021, it continues also in 2022. Well, we started with a multi-crisis year. Why is that? Because when we thought the pandemic was over and we can go back to our daily business, we saw that it wasn't like that. We were in the fourth wave, with a lot of problems of COVID. Also, in the automotive industry, you all know that although we have 2 months, January and February 2021, with an increase of production of vehicles, then we hit another crisis, the electronics crisis, the semiconductor, with a huge lack of semiconductor and factories also began to stop their production. Then we have the restart of the entire economy worldwide, and the demand of raw materials was skyrocketing, and also the prices of the raw materials grow a lot. And so as a plus, it wasn't enough. We have the Suez Canal blocked in February, March, and the logistic crisis came over us, and we reached a delay of service for a container from China to Europe of 70 days, which put us a lot of problems. Negative effects, of course, price increases, production stopped, and also at national level. In 2021, we decreased the turnover from 41.4 billion in 2019, the pre-pandemic year, to almost 27.6 billion euro, a decrease of 4 billion euros. Of course, everyone who was involved and who is involved in the automotive industry felt that decrease. And the total production of cars also decreased a lot, not only in Romania, but also in Europe. We lost around 5 million units in 2 years. So a lot of turnover. And also, they had an important impact on the supply chain. Everyone who supplied parts and components for the OEMs, for the car manufacturers, felt that. But it was also a positive fact that Romania manufactured budget cars, which are very well received by the market, and we went from the 10th place in the European Union to the 6th place. So now Romania is the 6th EU manufacturer of passenger cars. Where we are now, we have almost 640 companies. Total turnover, I already said that. What is important to say that 2/3 of the total turnover is made by suppliers of components and assemblies in Romania. So we are a big base of suppliers here. Total exports, we increased to almost 30.5
percent of total national exports, so you can see the importance of this sector for Romania. And the top three companies from all economy are automotive companies. You can see the figures for production also in the first 4 months of this year we have an increase, but there are some rescheduling of production flows in the two plants, so we don't know what will happen next due to the lack of electronic components. The automotive industry is placed all over Romania, so we have companies all over Romania working in the automotive industries, and we have challenges. I was speaking at the first about the four crises. We have now the fifth. Since February, we have also Russia-Ukraine war, which puts a huge pressure, especially on raw materials. Raw materials that were coming from Russia and also from Ukraine. We have a huge increase on steel, in rubber compounds, in plastic, but also in other materials which are used in the automotive industry. And is it the second time when I say that? As it wasn't enough, we have this. The European Commission adopted last year a package of measures that are seeing that in 2050, all European transport must be decarbonized. So zero carbon emission in 2050. This will impact a lot the automotive industry, the aviation industry, but also the naval industry. So all the sectors, you can see here, the main sectors which are impacted and which will be impacted by this plan, have to pass a lot of changes concerning trading scheme for CO2. You are all manufacturing something, so until 2050 you must have zero CO2 fingerprint in your plant and also for your products, because also the automotive industry, the car manufacturer, is forced to have zero CO2 emission suppliers in order to sell your car on the European market. From 2030, you must have zero emission. One big part of this transition to electricity and e-mobility is not selling electricity vehicles, electricity power vehicles, electric vehicles or hybrid vehicles. The biggest part is to adapt to the infrastructure. So we took a scenario at the European level, and you can see here which are the main area of investment. We are talking about tens of billions of euros investing in charging infrastructure, but also in energy transport and energy manufacturing at European level. And this is where we are as a gap. Okay, this is a weekly point how we can work in Romania in order to reach the European level at the same time with the other European states. So we must build 26 charging stations per week since 2030. Okay, we must invest hundreds of millions of euros each month in order to catch up with the Western guys. What will happen if we don't do that? We will receive more and more used cars from Western Europe, and sales of electricity vehicles, electricity power vehicle in Romania will not be the same as in Western Europe, so we'll have more pollution. You can see here in blue, in light blue, Germany, Spain, and Poland, which are countries that are dealing with this process faster than we must do. So we have
a 21% acceleration process, 21 times faster than the others do. In Romania, we must do that. And at the level of entire Europe, it's a 9 times faster than we are doing now. This is difficult because you all know that electricity prices increases a lot, gas prices increases a lot, and also oil prices that are meant to be used in producing electricity in Europe. We have again carbon plants that are manufacturing electricity, so the share of CO2 already increased. You can see what is the difference between what Commission, European Commission suggests for the electricity infrastructure and what is required by the automotive industry. And I give you only one number. Total number of chargers in 2013, the European Commission said that it will be enough to have around 3.9 million in whole Europe. The automotive industry says we need at least 7 million. And when we are talking about decarbonizing, it's not only for passenger cars, for small cars. You should also think that 99.8% of the total truck transport is made with diesel trucks. And those trucks must be changed in electricity trucks. So charging station will be much higher and with a lot of consumption power that requires also production and distribution. So I only said this as a challenge, and you should also think about adapting your production and your products in a continuous dialogue with your customers and also with the OEMs in order to have in 2028-2040 a production adapted to the requirements. I'm ending my presentation telling you about Acarom. We are the recognized partner of the Romanian authorities for dialogue concerning automotive industry issues. We have more than 170 members, and since 2006 we are a member of European Association, which deals with the whole automotive industry in Europe. If you have any questions, don't hesitate to ask. I'll now give the mic to Claudio to continue this presentation event. Thank you very much. Mulțumesc, Adrian. Iar acum o invit pe doamna Virginia Burloiu din partea Exceza să ne spună câteva cuvinte. Let us now hear Mrs. Virginia Burloiu from Exceza. Bună dimineața tuturor. Good morning, everyone. Firma Exceza este nou intrat în asociația Acarom. Este primul eveniment la Acarom la care participăm și suntem bucuroși să împărtășim cu dumneavoastră ce ne preocupă și care este legătura între Exceza și industria automotiv. Exceza is a new member of Acarom, so it is the first event at which we take part, and we are happy to share with you what we do on the market. Cui ne adresăm în special și cu această prezentare foarte pe scurt și la cine am vrea de fapt să ne adresăm? La producătorii de automobile, producători de autobuze și camioane, carosierii auto, companii de transport și logistică,
rețelele de servicii și dealerii auto, partener OEM, flote comerciale și transport public. Let's see who are our potential customers, who we want to address ourselves to. So first, automotive producers, producers of coaches and trucks, producers of car cases, companies of transport and logistics, service networks and car dealers, OEM partners, commercial fleet and public transport. Cine suntem și cu ce ne ocupăm? Suntem distribuitor oficial de al Mobileye și Litix în România, două companii de top în domeniul siguranței rutiere, două companii americane și ne ocupăm practic cu a îmbina cele două soluții lider în domeniu pe plan global pentru domeniul siguranței rutiere. We are the official distributor of Mobileye and Litix in Romania, and we are trying to combine these two leader solutions, which are leaders at world level, in the field of road safety. Aș spune că nu încercăm, chiar combinăm cele două soluții. And we are not trying, we are actually combining the two solutions. Cine este Mobileye? Mobileye este o companie foarte mare, lider global în dezvoltarea tehnologiei vizuale pentru sisteme avansate de asistență a șoferului și conducere autonomă. Mobileye is a world leader in the development of visual technology for advanced driver assistance systems and autonomous driving. Sunt peste 100 de milioane de vehicule care sunt mobilate deja sunt echipate deja cu tehnologia Mobileye. Aveți aici pe slide câteva dintre brandurile care au tehnologia Mobileye incorporată și lista este cu mult, mult mai mare. There are over 100 million vehicles that are already equipped with the Mobileye technology. You can see some of the companies on the slide, but the list is much bigger. Litix-ul este de asemenea un lider global în redefinirea siguranței pe șosele, având tehnologie cu inovație de inteligență artificială. Și Litix-ul este prezent în peste 4.000 de industrii de top la nivel internațional și practic are un market share de peste 60% în America. Litix is also a world leader in redefining road safety with an AI innovation, artificial intelligence. It is present in over 4,000 top industries at international level and has a market share of over 60% in the United States. De ce ne preocupă acest domeniu? Pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, sunt foarte multe accidente și, în special, din păcate, în România. Ne preocupă domeniul pentru că 93% din accidente se întâmplă din cauza factorului uman. Neatenția șoferului este de obicei cauza primară a accidentelor și există date statistice care spun că aproximativ 80% din accidente ar putea fi prevenite dacă nu ar exista cele 3 secunde de neatenție a șoferului înainte de eveniment. Why are we concerned with this? Well, because 93 of the accidents, and as we know there are many accidents, especially in Romania, 93 of them are caused by human factor. And the main cause is the distraction of the driver. According to a study, about 80% of the existing accidents are triggered because of 3 seconds of distraction of the driver, the 3 seconds before the actual event. Statisticile sunt destul de grezi de la sine. De exemplu, pentru Germania sunt în jur de, la nivelul anului 2017, peste 3.000 de decese din cauza accidentelor, cu pierderi economice care reprezintă aproximativ 1% din marele PIB al Germaniei.
And figures speak for themselves. These statistics are from 2017 from Germany, when there were about 3,186 deaths caused by road accidents and an estimated loss of the GDP of about 1%. În România avem aceste date de la Comisia Europeană. Din păcate, în România ocupăm un loc fruntaș la accidente rutiere, suntem pe locul 1, ne dorim noi Exceza să contribuim activ la a pierde acest loc fruntaș de rău augur și ăsta a fost și motivul pentru care ne-am hotărât să lucrăm activ în domeniul acesta, să aducem pe piața românească cele mai bune soluții la nivel global. Romania, unfortunately, ranks number one in terms of road accidents, according to the European Commission, and Exceza wants to change this position, to lower it, and this is why we came up with solutions to do exactly that. Mai mult de atât, există noi reglementări europene care vor fi mandatorii din anul 2024. Este vorba de General Safety Regulation. Și vrem să fim proactivi și cu soluțiile noastre să putem pune pieței românești la dispoziție tehnologiile care pot să fie apoi compliant cu aceste reglementări europene. 2024 nu e foarte departe și până atunci, practic, cei care construiesc autobuze, tracuri și așa mai departe, vor trebui să facă toate demersurile pentru a omologa aceste produse și pentru a incorpora în componența lor tehnologiile cerute de această nouă reglementare. What's more, the European Commission will make certain rules mandatory starting with 2024. That is why Exceza wants to be proactive and provide the Romanian market with the solutions to do just that, because the time that we have until 2024 is precisely the time needed to start using these solutions. Ce oferim? Oferim sisteme atât pentru montaj aftermarket, cât și pentru OEM, sisteme care pot fi incorporate pe liniile de producție, sisteme care dau atât alerte de trafic în exteriorul cabinei șoferului, dar ne spun foarte multe lucruri bune sau să putem fi proactivi din ce se întâmplă în cabina șoferului. So what we offer aftermarket and OEM solutions, traffic alerts that refer both to the outside the cabin, but also tell us things about what's happening inside the driver's cabin. Acestea sunt alertele pe care le dă tehnologia Mobileye. Ele se referă foarte mult la ceea ce se întâmplă în afara cabinei, alertă de coliziune frontală, alertă pentru în cazul în care apar pietoni sau cicliști, alertă de depășire de bandă, știți cazurile când șoferul mai ațipește și schimbă banda, alertă de distanța față de vehiculul din față și indicarea vitezei limite. Practic, cu acest tip de tehnologie și cu aceste alerte, Mobileye devine un copilot care nu doarme niciodată, și care îl asistă pe șofer și îl ferește de foarte multe incidente neplăcute în trafic. These are the Mobileye alerts that refer to the outside of the driver's cabin and that makes Mobileye some kind of autopilot that never sleeps and helps the driver avoid events in traffic. And some of these alerts are frontal collision, alert for pedestrian or cyclist, alert or a warning when the driver crosses the lane, a warning for distance and warning for the limit speed. Pe de altă parte, tehnologia Lytics este cea care poate să ne dea informații despre situații în care șoferul nu se concentrează la drum și face, de exemplu, se uită pe telefon în timp ce conduce, chiar câteodată cu viteză foarte mare, sau pur și simplu este distras de la a conduce, ceea ce duce implicit la un risc foarte mare de accidente.
On the other hand, the lytics warnings provides live alerts to allow drivers to realize when they do something that's not when they don't focus on the road, especially when they drive at high speed. For instance, they watch their phone or they do something else. Ce produse de fapt comercializăm? Avem Mobileye 8 Connect, care este un produs care se poate instala aftermarket pe orice tip de autovehicul. In terms of the products that we sell, we have Mobileye 8 Connect that can be installed aftermarket on any type of vehicle. Și mai bine zis, nu e un produs, ci este o nouă tehnologie foarte inovativă. It is not actually a product, but rather a new technology that's really innovative. Mobileye Shield, care este o tehnologie care se poate instala aftermarket pentru autobuze foarte mari și truck-uri, și Mobileye Shield Plus Connect Pro, care se poate instala atât aftermarket cât și OEM, de asemenea pentru autobuze foarte mari și truck-uri. Mobileye Shield, and which can be installed on big buses and trucks, and Mobileye Shield Connect that can be installed aftermarket again on big buses and trucks. Și de asemenea avem in-cap camera de la Lytics, care se poate instala extrem de ușor pe orice fel de vehicul, deci o tehnologie de asemenea aftermarket. And in-cab camera analytics, which can be installed very easily on any type of vehicle. It is also an aftermarket technology. În plus, ce mai putem oferi? Putem oferi soluții pentru cazul în care doriți să vizualizați prin intermediul tehnologiilor noastre ce se întâmplă în jurul camionului sau autovehicolului de mare lungime. We also provide solutions that can help you see what's happening in around the truck or the any type of big vehicle, so in the surroundings. Ceea ce se realizează foarte simplu cu instalarea patru camere extrem de performante și astfel se pot preveni inclusiv furturi sau, să zic, acces nedorit în partea din spate a unui camion de tir sau de altă natură. This can be easily done by installing four very performing, high-performing cameras that allow you to see or to prevent cases of theft or unauthorized access to the back of a truck, for instance. În plus, putem oferi prin aceste tehnologii, practic, să monitorizăm reglementări de siguranță de tip ADR în zone în care autovehicolele, în momentul în care intră, trebuie să fie compliant cu anumite reguli și proceduri interne și dorim să vedem dacă, într-adevăr, autovehicolele care intră într-o zonă de acest tip respectă aceste reguli. Deci, cu tehnologia noastră se poate foarte ușor verifica un astfel de caz. Besides, our technology can help you see whether a certain vehicle complies with the ADR type rules and regulations when it goes into a certain perimeter, for instance. Așa cum v-am spus, se pot instala pe toate vehiculele în general. Aveți aici o serie întreagă de categorii. As I was saying, it can be installed on any type of vehicle. You have them here on the slide. Tehnologiile propuse sunt, de ce credem în ele și de ce le-am adus în țară? Pentru că sunt tehnologii validate și recunoscute la nivel global, sunt chiar lider pe domeniu. Producătorii sunt foarte reprezentativi, sunt lider global pe acest segment. Conduc la creșterea stelelor NCAP pentru mașinile care au nevoie de ajutor în zona aceasta. Sunt conforme cu GDPR. Și sunt conforme cu noile reglementări la nivel de EU, care sunt acum deja în dezbatere și vor fi valide din 2024. Instalarea este foarte rapidă și sigură. Bineînțeles că poate să fie aici și loc de business, de ce nu?
putem crește volumul vânzărilor de accesorii, adăugând și ca accesoriu aceste tehnologii și completează oricând lista de opțiuni ale vehiculelor noi la vânzare. A few reasons why we believe in these technologies and we brought them to Romania. First, because they are validating and recognized globally. More than that, they are world leaders. They are made by representative producers. They lead to an increase of the NCIP rating. They are in accordance with the GDPR regulation. They are also in accordance with the EU regulations that will become mandatory in 2024. They can be fast and easily installed. They help you also increase your sales in terms of accessories and complete your list of options whenever you sell new vehicles. Acum avem două filmulețe care vor spune mai mult despre ce fac aceste tehnologii. Now we have two short videos that will show you more about what these technologies can do. Dar ar fi bine să aibă un pic de sonor. E ok? Din păcate nu merge sunetul. Aici aveți practic o ilustrare a ceea ce înseamnă această tehnologie mobilă pusă pe autobuze mari. Este cazul aici al autobuzelor de transport urban. Dar bineînțeles, la fel poate să fie cazul tirurilor și mașinilor de mare gabarit. Unfortunately, there is no sound. However, this is a presentation of how these devices work on buses used for public transport, but of course it also applies to big trucks. Pentru cei interesați de mai multe detalii și poate chiar să vedem filmulețele cu sonor, vă așteptăm cu mare drag la standul 12, unde ne găsiți și unde putem să vă arătăm și mult mai multe date despre produsele și tehnologiile pe care le promovăm. For those of you who are interested or want to see the video with sound, we are waiting for you at stand number 12, where we can discuss about our technologies and the options that are of interest to you. Mai mult de atât, avem o mașină afară care este echipată cu tehnologiile respective și cei doritori pot să vină la standul 12 și mergem cu ei să le arătăm exact despre ce e vorba. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc în continuare o zi foarte bună. There's also a vehicle outside equipped with our technologies, so if we come to our stand, then we can go outside and you can see them.
Mulțumesc, Virginia. Vom rezolva problema și vom rula ulterior pe ecrane. O să rulăm toată ziua aceste videouri încât să compensăm acest mic inconvenient. Iar acum îl invit să ne spună câteva cuvinte pe domnul Jean-François din partea SR2C Industrie. Thank you, Virginia. We'll solve the problem with the videos and you'll get a chance to see them with sound as well. And now we'll give the floor to Mr. Jean-François from SR2C Industry. Good morning, everybody. I'm very pleased to be here, you know, at this exhibition, so to present my company, which is SR2C. And SR2C is a company which is located at Chisnadis, not so far away from here, at 15 kilometers from Sibiu. This is a Romanian company set since 2005 and belonging to a French company, which is Atlas Group. Atlas Group, this is, as I say, the family company. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu aici să vă spun câteva cuvinte despre compania noastră, SR2C. O companie românească cu sediu la Cisnădie a fost creată în 2005 și face parte din grupul Grup Atlas. Thank you. And this family company is located, I would say the Grup Atlas is located in the west part of France, in Brittany. Este o companie de familie cu sediul principal în Franța, în zona Bretaniei, în vestul Franței. Yeah. So, we have just in under the same roof that Atlas Group, located in France, a company which is called Mecatlas, which is specialized in a core business of welded construction. And we are there with 30 employees and we make, produce, turnover about 3 million of euros. În același sediu din Franța mai funcționează și Metaclass, o companie care realizează construcții metalice cu 30 de angajați. So this company share the same core business with SR2C. Această companie are practic aceeași bază de afaceri cu SR2C. The welded construction plus the textile, I mean the sewing, for the sewing packaging set just under the same roof. Și are și oferă și activități de industrie textilă și funcționează sub același acoperiș cu SR2C, după cum spuneam. And we produce there last year, 4 million of euros, which is a total of something around 10 million of euros for the total group. Anul trecut, producția a ajuns undeva la vreo 10 milioane de euro pentru întregul grup, cu 4 milioane pentru SR2C. So, you have here the repartition of the turnover realized by SR2C, which is for more than 30% of the total business for France. Aveți aici repartiția cifrei de afaceri pentru SR2C, peste 30% vine din Franța. Yeah. Slovakia and other countries and Republic Czech, which is more or less 50-60%. Slovacia, apoi alte țări, Republica și Republica Cehă. And a little bit less, about 12% for the Romania. Și undeva în jur de 12% piața din România. Yeah, that's why we are here just to improve the business in Romania because we are really confident on the fact that due to the fact that we have a lot of, I would say, car manufacturers and equipment manufacturers, we can grow the business quite a lot. De aceea suntem aici, pentru că suntem de părere că e potențial foarte mare de creștere pe piața din România. So, 2021 has seen a production about more than 20,000 products, which are mixed products between the textile packaging, as you can see on the pictures. So on the left, this is a mixed product produced by
textile facility, which are used to transport fragile parts, which are injected, you know, by the suppliers or the customers, to directly from their plant to the plants of their customers. 2021, în 2021 am produs circa 20.000 de produse, un mix de produse pentru ambalaje textile și containere metalice. Ce vedeți în partea stângă este un sistem de containere cu parte textilă pentru anumite dispozitive ce se transportă apoi direct la client. So, as you can see, we have the mixed product plus the packaging plus the metallic containers. Deci avem produsul mix plus partea de ambalaj plus partea metalică. So, this is the forecast we have for this year, which will be a little bit under the production we realized last year caused to the crisis we have with Ukraine, which will be over 3 million of euros. Aceasta este o previziune pentru anul acesta și anul următor, puțin sub situația de anul trecut, din cauza situației din Ucraina, evident. But it will be really increased for next year, you know, because we are really confident about the whole project we have already coated in the pipe. So it means that we will pass from 3 million of euros to more than 5 million of euros. Însă cifrele pentru anul viitor vor crește, suntem încrezători datorită proiectelor pe care le avem în dezvoltare și se va trece de la 3 milioane de euro, cât este prevăzut pentru anul acesta, către 5 milioane. And as you can see on the figures, we are making more than 70% of the total turnover for the automotive industry. So the automotive industry is really important for the company. Peste 70% din cifra noastră de afaceri, după cum vedeți pe slide, vine din industria auto, deci este o parte foarte importantă a activității noastre. These are our customers, you know, direct customers like the car manufacturers for Volkswagen, Renault, Dacia, of course, Stellantis, Land Rover, and the all equipment suppliers or from these car manufacturers that you can see here, Faurecia, Grupo Antolin, etc., etc. Aceștia sunt clienții noștri, producători auto, Renault, Dacia, Land Rover și producători de componente pentru industria auto, cum ați văzut, Faurecia, printre altele. So, we develop and industrialize and produce on our two plants. Dezvoltăm, industrializăm și producem în cele două fabrici ale noastre. Atlas Group in total, this is 9 engineers and technicians and we have 10 SolidWorks license. Atlas Group reprezintă în total 9 ingineri și tehnicieni și 10 licențe SolidWorks. So, as I said, we design and manufacture of specific industrial packaging for the storage and transportation of fragile parts. După cum spuneam, este vorba despre conceperea și producția de ambalaje industriale specifice pentru stocarea și transportul pieselor fragile. Yeah. Our customers need to put their parts, injected parts, to some packaging to transport them from their site to the site of their customers. Clienții noștri au nevoie să își așeze piesele fragile în containere speciale pentru a le transporta de la fabrică la sediile clienților pentru care lucrează. So, they are made of non-woven fabric for the storage of fragile parts, as I said. Ambalajele textile sunt realizate din materiale nețesute pentru stocarea pieselor fragile. So you can have some specific containers fixed or foldable for the application of different parts. Here you have radiator, bumpers, seatings. Avem și containere specifice fixe sau pliabile pentru în funcție de piesele necesare. Aici sunt racuri pentru radiatoare, cadre pentru scaune cu spumă PP.
some other solutions for different other parts as well. So you have a bonnet, HVAC, a complete solution for anti-dust and complete waterproof containers for the airliner. Soluții și containere specifice pentru a ține praful sau apa la distanță. A foldable container for an instrument panel. Containere pliabile. And some different means as well, which are used for internal flux than the company needs to transport from, example, the injected area to the painting shop. So they are using some work in progress like this trolley, for example. Și dispozitive speciale ce se folosesc în interiorul fabricilor pentru transportul pieselor până la încărcare. And Micatlas in France designs and manufactures special metallic means for the French industry. În Franța, Mecatlas concepe și produce dispozitive metalice speciale pentru industria franceză. So we offer a unique service in design manufacture to 10 industrial sectors. You can have the list here, which is important. Oferim servicii unice de concepție și producție pentru 10 sectoare industriale. Lista o vedeți aici, sunt sectoare importante. And some samples of product we can produce there. This is here, for example, a car's conveyors, platform access, tilt-up, AGV system for the transportation of pallets. You have tools for welding, and we used to produce some rack for the transport of the A350 engine for Airbus. Aici aveți câteva exemple de produse, benzi pentru mașini, de exemplu, platforme de acces, sisteme de înclinare, sisteme AGV pentru stocarea paleților, instrumente pentru sudură și produceam în trecut și racuri pentru transportul motoarelor A350. Some other products, lifting arms, escalators, sheet storage rack. You know, this is really diversified. As the total list of different companies we investigate on the sector I shown to you a few minutes ago. Alte câteva exemple de produse, este o listă foarte extinsă și a companiilor și a sectoarelor cu care lucrăm, după cum v-am arătat mai devreme. So as you can see, we have a real background for to more than 400 a project already done in Romania with SR2C, and we have constantly the support of France, which can bring to us some value and really advantage about the technical support, you know. După cum vedeți, este o ofertă foarte diversificată și în România am avut deja peste 400 de proiecte și putem conta pe sprijinul societății din Franța care să vină oricând cu asistența de care avem nevoie. So, here you have the customers we currently use with in France with Megatlas. Aici aveți clienții Megatlas din Franța din prezent. So I do thank you, everybody. So if you want to see us to carry on this conversation in details, don't hesitate to come us to visit us at the stand number 9 and 2. So you will be welcome. Mulțumesc tuturor. Dacă doriți să continuăm discuția, ne găsiți la standul numărul 92 și vă așteptăm cu plăcere. Mulțumesc, Jean-François. Iar acum câteva detalii organizatorice. Thank you, Jean-François. Now some organizational details. Pentru cine are ordine de deplasare, ștampila este în față la intrarea principală la colegele mele. Those of you who need who have travel documents, the stamp is at the front desk at my colleagues. Prânzul se va servi începând cu ora 1 în sala alăturată acestei săli. Lunch is at 1 in the nearby room.
Parola Wi-Fi, cea mai des întrebare este Redal Expo, litere mici, într-un cuvânt. The Wi-Fi password, the most frequently asked question, is Redal Expo in small letters and all in one word. Luăm o scurtă pauză, iar începând cu ora 10, începem întâlnirile business to business. Vă doresc mult succes și vă mulțumesc. We take a short break and we go back to business starting 10 a.m. Thank you very much and a lot of wish you a great deal of success.